Dragi prieteni, bine v-am găsit pe canalul Jucării Disney! Azi, doctorița Plușica și Dragonel ne vor învăța cum să citim ora. Dragi copii, o oră are 60 de minute, iar fiecare minuțel din viața noastră e format din 60 de secunde. Wow! Câte secunde trăim! Haideți să numărăm împreună orele. Ora 1, ora 2, ora 3, ora 4, ora 5, ora 6, ora 7, ora 8, ora 9, ora 10, ora 11, ora 12. Nu e atât de greu. Acum este ora 12 și un sfert. Este ora 9 și jumătate. Dacă minutarul este în partea dreaptă a ceasului, adică în partea aceasta, atunci putem să spunem este ora 12 și câteva minute. Dar dacă minutarul este în partea stângă, atunci putem folosi cuvântul fără. Este ora 1 fără 10 minute, este ora 2 fără un sfert și tot așa. Haideți să ne jucăm cu prietenii noștri. Avem niște invitați foarte speciali. Bună, Goldie! Azi nu te voi consulta. Azi mă vei ajuta să citim ceasul. Vreau să văd dacă pot să citesc ceasul. Este ora 5 și 10 minute. Hai să-l vedem pe ursuleț. Bun! Vin imediat. Îl trimit pe el, da? Da! Bună, ursuleț! Bună! Uite, încercăm să citim ceasul. Plușica, eu am uitat să număr. Ursuleț! Bun, hai că te ajut eu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ora 6! Bun! Și, ursuleț, câte minute? Plușica, mi-e atât de greu. Nu putem să facem asta altă dată? Eu am venit cu o durere de burtică și nu mă pot concentra. Ursuleț, te ajut eu, da? 5, 10, 15. Și 15 minute. E 6 și 15 minute. Sau se mai poate spune 6 și un sfert. E foarte interesant. Mă duc să-i zic la Goldie ce am învățat. Ursuleț, Goldie știe deja. Și-a uitat să mă învețe? Cred că da. Bine. Eu merg să aștept în sala de așteptare pentru că nu mă simt bine. Bine, vin imediat la tine și te consult. O trimit pe Scufița. Poate ea știe mai bine. Bine. Bună, Scufiță! Bine v-am găsit! Sunt atât de răgușită! Parcă ești lupul! Parcă nu ești tu! Cine știe? Scufița, uite aici învățăm să citim ceasul! Spune-ne ce vezi! Un 7 și un 4. Bun, mă bucur. Dar cât e ora?
ești scufița, căderea lupul nu știa. Nu știa să citească ceasul. Da, sunt eu răgușită, dar n-am cum să mă deghizez chiar așa bine. Cine te-a învățat pe tine să citești ceasul? Pe mine m-a învățat bunii, bunicuța mea dragă. Eram în drum spre ea, te las, că o să întârziu, te pup, pa, pa! Pa! Oh, lupule, credeam că tu nu vii. Oh, eu să nu vin? Ești tare glumeață. Ce avem noi aici? Niște floricele. Una. O floricică. Auzi, prășica, dar la ce folosește ăsta? Ah, lupule, acesta e un ceas. Ceas? Ceas? Da, ceas. Oh, e dintotdeauna? Da, lupule, e dintotdeauna. Păi când a fost inventat? Oh, de mult. Și eu n-am știut. Bine. Cred că am să chiulesc de la această oră. Lupule, cum să chiulești? Nu mi se pare interesant. Ceasul nu ți se pare interesant? Da. La ce ne ajută? Să știm cum trece vremea? Lupule! Trebuie să fim punctuali. Nu putem să întârziem. Păi, eu merg pe ceasul meu biologic. Și nu te crești niciodată. Da. Și eu aș da rețete numai cu medicamente naturiste. Dar nu întotdeauna aș fac efectul. Uite, de exemplu, eu aș putea să dau numai miere de albine pentru gât. Dar nu întotdeauna aș face efectul. Și de aceea dau și medicamente. Sau siropuri. Bine zici, la asta nu m-am gândit. Bine, am treabă, ne mai vedem. Ai văzut-o cumva pe scufița? Lupule, am văzut-o, dar avea treabă. Bine, pa! Hanti! Bună! Am auzit că ești aici și am venit să văd ce faci. Uite, încercăm să citim ceasul. Păi eu nu pot să citesc, că ochelarii mei sunt de demult și trebuie să mi schimb. Am înțeles, Humpty. Păi tu te schimbă-ți și apoi revii. Bine? Sau... poți să-i zici la Goldie să te învețe ceasul. Bună idee! Te pup! Pa, pa! Pa! Noi învățăm ceasul! Vrei să înveți și tu ceasul? Merg să construiesc casa ca să am unde să dorm și... când e gata, vin să mă înveți cum să citesc ceasul, ca să am și eu pe perete unul. Bine? Bine. Te pup, pa, pa. Da.
Dragi prieteni, ați urmărit canalul Jucării Disney. Mulțumesc pentru vizionare! Nu uitați să vă abonați la canalul meu pentru multe alte videoclipuri cu jucările voastre preferate. Și dacă v-a plăcut, puteți să le trimiteți și prietenilor voștri. Ne vedem în curând! Pa, pa!